Curtea Constituțională a respins în unanimitate sesizarea depusă de PCRM privind caracterul constituțional al prevederilor acordului de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană pe de o parte și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acesteia pe de altă parte. Constituțională a fost recunoscută și legea numărul 112 din 2 iulie 2014 privind ratificarea acordului de asociere. Decizia în alte curți este definitivă și nu poate fi atacată. Reprezentantul PCRM, deputatul Igor Vremea, a declarat că o astfel de hotărâre era așteptată și este una regretabilă, iar Partidul Comuniștilor rămâne convins că acest acord contravine intereselor Republicii Moldova. Președintele Nicolae Dimurti participă la summitul șefilor de stat ai țărilor membre CSI care se desfășoară la Minsk, Belarus. În cadrul reuniunii vor avea loc ședințe în format restrâns și extins ale Consiliului Președinților Țărilor Comunității Statelor Independente. Din delegația Moldovei mai fac parte consilieri prezidențiali, viceministri și ambasadorul Republicii noastre în Belarus, Gheorghe Hioara. Uniunea Europeană cere garanții bancare pentru fructele și legumele exportate din Moldova, deși a promis export liber de la 1 septembrie, când a intrat parțial în vigoare acordul de asociere. Potrivit viceministrului Agriculturii Vlad Login, într-adevăr există o problemă legată de taxele impuse. Aceasta urmează să fie discutată în timpul apropiat cu reprezentanții UE. La alegerile din 30 noiembrie vor fi mai puțini observatori internaționali decât în anii precedenți, potrivit președintelui cec Iurie Ciucan. Invitațiile către organismele internaționale deja au fost expediate, printre acestea fiind OSCE, Consiliul Europei, CSI și altele. Compania Națională de Asigurări în Medicină va achiziționa 150.000 de doze de vaccinuri împotriva gripei sezoniere, imunizarea începând în instituțiile medicale de stat din luna noiembrie. Costul lotului de preparate se estimează la 9 milioane de lei. Cu toate acestea, în centrele private, persoanele deja pot să se vaccineze împotriva gripei, serviciul costând până la 240 de lei. Primăria încă nu a dispus livrarea agentului termic către consumatori. Acest lucru se va întâmpla dacă temperatura de afară nu va depăși 3 zile consecutiv 8 grade sau la solicitarea circa 30% dintre consumatori. Deocamdată, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele următoare se așteaptă vreme frumoasă cu temperaturi de până la 23 de grade. Autobuzele și microbuzele școlare din Republică vor fi dotate cu sisteme GPS și camere video, iar șoferii vor fi obligați să nu depășească viteza de 60 de km pe oră. Un regulament în acest sens, elaborat de Ministerul Educației, a fost aprobat de executiv. Cheltuielile pentru aceste inovații vor fi suportate de către autoritățile locale. În Moldova, 28% dintre persoanele care nu au un loc de muncă sunt cu studii superioare. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 8 luni ale anului în curs, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au înregistrat peste 25.400 de șomeri. Aproape jumătate din numărul acestora sunt persoane cu vârstă cuprinsă între 30 și 49 de ani. În acest an, elevii din clasele gimnaziale și liceale vor avea o vacanță de toamnă de doar 5 zile în perioada 25 octombrie-29 noiembrie, spre deosebire de cei din clasele primare, care se vor odihni 9 zile, în perioada 25 octombrie-2 noiembrie. Vacanța de Crăciun a rămas neschimbată, orarul a fost aprobat de Ministerul Educației. Miniștrii europeni ar putea semna săptămâna viitoare un acord privind schimbul automat de date bancare, transmite Reuters cu referire la surse diplomatice. Acest lucru înseamnă că dacă o persoană care locuiește într-o țară din Uniunea Europeană își deschide un cont bancar într-un alt stat membru UE, atunci organul fiscal al țării sale de origine va fi înștiințat despre asta în mod automat. În St. Louis, o suburbie a orașului american Ferguson, a fost împușcat de către un polițist, încă un tânăr de culoare. De această dată însă băiatul era înarmat și trăgea focuri de armă înspre un polițist, care deși nu era în exercițiul funcțiunii, purta uniformă. Cu doar câteva luni în urmă, în oraș a fost împușcat mortal de oamenii legii un alt adolescent de culoare, care nu avea armă. Acest caz a generat o serie de proteste. Londra a fost desemnat cel mai atractiv oraș pentru afaceri și inovații, depășind New York-ul într-un clasament publicat de Global Power City. Au fost examinate 40 de orașe, iar în topul celor 10 au intrat, printre altele, Parisul, Berlinul, Viena sau Amsterdam. Criteriile de selectare au fost nivelul economic, cultura, ecologie, accesibilitatea pentru trai și altele.